De ce șoferul cel ai amendat? Și mașina poliției nu. Cambeles cu semnal de avarie. Staționează, e adevărat, sub semnul care interzice oprirea. Eu cred că mașina poliției ar trebui să fie chiar cu girofar pornit. Ca să fie văzute de departe, să nu creadă lumea că așteaptă la semafor. Putea să fac coadă în urma ei. Deci aceeași încălcare o face și șoferul civil și șoferul cu pistol și cu epoleți care reprezintă statul. Pentru unul există pedeapsă, probabil amendă, pentru altul spor la salariu. Amendos. Proces verbal. În fața catedralei. Când am trecut pe lângă el, polițaiul cu barbă se juca la telefon, dar n-am avut inspirație să-l filmez. Acum doar relatez verbal. Și girofarul n-o să-l pornească nici de ochii lumii. În schimb o să amendeze fata. Fix la colț e o mașină de poliție parcată ilegal. În intersecție. Și un ghelic, și un hammer. Sper că o să ajungă și la ăștia. Sper că nu amendează numai pe fătuca aceea. Dar-i cred capabili.